Bine ați venit, dragii mei vărsători, la citirea voastră pentru săptămâna 16-22 mai. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Haideți să vedem un mesaj din partea oracolului. Mesajul este focul alchimic transformator al lui Dumnezeu. Numărul 12: 1, 2, 3. Ceva se transformă într-o relație. Acum na, nu e neapărat nevoie vorba de o relație personală, să știți. Culoarea roșu foarte puternică aici, culoarea albastru. Niște discuții pe care le aveți cu cineva referitor la bani, referitor la zona aceasta materială, fizică, de aici totul începe să se schimbe. Arhanghelul Uriel este cel care vă oferă un dar în această săptămână, un cadou. Și vă spune așa, ard toate tendințele nefaste din ființa ta. Alchimizez toate amintirile tale traumatizante și te ajut să-ți transformi dezamăgirile în cele mai evidente binecuvântări. Deci vărsătorii au ocazia să îndepărteze lucrurile mai puțin plăcute din viața lor de această săptămână. Și să știți că pe 16 mai, adică chiar de luni, avem o lună plină în Scorpion. Este o eclipsă. Și Saturn, tatăl vostru, este implicat. Deci este un moment în care vărsătorii Pot avea parte de transformări destul de mari, spune eu, mai ales când vine vorba de modul în care voi vă prezentați în fața celorlalți. Vă schimbați ideile despre ce spune lumea, ce zice lumea și așa mai departe. Mai ales când vine vorba de zona locului de muncă. Acolo ori aflați o veste care vă șochează, ori e vorba de ceva mai special la voi. Poate e ceva ce ține și de o persoană din familie sau ceva de genul acesta, vă aliați cu cineva, faceți lucrurile într-un mod diferit și e bine că Saturn vă susține. Bun, în continuare vreau să văd o, un card din oracolul lunii pentru voi. Și vi se spune să lăsați trecutul în urmă. Da. Chiar un moment aparte Lili de acolo din rac tot ne scoate așa la suprafață din trecut lucruri mult și bine, mult și bine. Pentru voi chiar poate fi un moment în care se cere să lăsați tu ceea ce s-a întâmplat în trecut. În viața voastră, în general, tot ce ați suferit, tot ce ați trăit, conștientizați-le, acceptați-le și, așa cum vi se spunea și aici, toate amintirile voastre traumatizante le puteți transforma în cele mai evidente binecuvântări. Pentru că ați avut experiența aceea atunci, dacă o aveați mai târziu, dacă era mai mare și nu puteați să o duceți. Încercați să vă bucurați de ceea ce aveți acum. Trebuie să faceți pace cu trecutul, e adevărat, dar până atunci mai este. Haideți să vedem și niște mesaje pentru voi speciale. Acestea sunt. Primul mesaj pentru vărsător este noroc. Deci aveți o ocazie specială în această săptămână. Aveți un noroc aparte. Inițiala U, foarte puternică pentru voi. Apoi, non-culoarea negru cu mesajul întuneric. Parcă din întuneric de nicăieri apare norocul. Inițiala O pentru voi cu mesajul oglindă. Poate e cazul să stați puțin față în față cu voi. Sau să stați față în față cu cineva și să vedeți în acea persoană lucrurile care vă deranjează și la voi. Și atunci le puteți conștientiza. Parcă Universul vă pune o oglindă în față și vă ajută să ieșiți dintr-un întuneric, adică dintr-o situație care vi se părea vouă rea, vi se părea că nu găsiți soluția, vi se părea că nu se mai termină, acum se face lumină. Ultimul mesaj pentru vărsător este noutăți plăcute. Și mai aveți elementul aer, foarte puternic pentru voi. Sunteți zodie de aer, dar puteți avea legătură și cu zodia gemeni sau zodia balanță, dar nu-i neapărat nevoie, repet, doar pentru unii dintre voi. Primiți niște vești bune pe internet și eu pe calea aerului. Lați de o persoană că face o călătorie prin aer. O schimbare, da, care vă ușurează, care vă face să vă ridicați. În continuare, vreau să clar vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să mai clarificăm puțin aceste mesaje. Și s-a întors deja prima carte, spânzuratul. Simt să mai amestec puțin cărțile. Nu știu de ce, așa simt la voi. Așa o să fac. Regele de băte în mintea voastră. voastră, soarele, la baza manifestărilor voastre, asul de băte, în exterior, asul de monede, dragi vărsători, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, trei de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, luna, iar energia generală pentru vărsători este treiul de băte. Bun. În primul rând aici, dragi vărsători, vedeți că Aflați de ceva ce vă cam sperie, ceva ce ține de o călătorie, de o persoană care, știu eu, este mai apropiată de voi, o persoană care stă în apropiere de voi fizic sau e dintr-un drum scurt. Alții parcă aveți de făcut tot felul de călătorii în interes de muncă. Parcă aveți parte aici unii de o primă de blocare și asta este foarte interesant. Spânzurat. Un blocaj. Dar nu e, nu e orice fel de blocaj, pentru că e o binecuvântare, aveți cărți extrem de bune, aveți soarele, aveți luna, da, soarele și luna, vedeți că femeile au un rol aparte în viața voastră în această săptămână, indiferent că sunteți femeie sau că sunteți bărbat. Și aveți două cărți de noi începuturi, deci ceva fantastic pentru voi. Poate unii găsiți o soluție la o problemă. În sfârșit vă sacrificați și faceți o călătorie. Încercați să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi de vedere. Un sacrificiu pe care cineva îl face. Poate într-o relație lucrurile rămân pe loc. În schimb, este o ocazie atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană sau relațiile voastre. Nu știu, rămân puțin pe loc în această săptămână. Dar, repet, ceva se schimbă. Deci este un moment bun pentru a schimba. În mintea voastră aveți regele de băte. Puteți avea legătură cu o persoană care negociază, o persoană care știe ce vrea, este foarte activă, foarte plină de viață, o persoană care îi plac așa distracțiile, îi plac, mă rog, îi place acestei persoane să-și trăiască viața. Dar poate fi o persoană care își face foarte multe iluzii, care distorsionează așa puțin realitatea, nu prea vede lucrurile clar. În alte cazuri, berbecii sunt foarte curajoși, sunt foarte berbeci, berbecii, vărsătorii sunt foarte curajoși. Vreau să spun că Jupiter e în berbec și de acolo vă dă și vouă mult curaj. Da? sau alții puteți avea legătură chiar cu un berbec sau cu o persoană din cercul vostru de prieteni extrem de apropiat, dintr-un drum scurt, un vecin, o persoană apropiată vouă. Alții, dacă aveți ceva de negociat în această săptămână, trebuie să convingeți pe cineva de ceva anume, acum este momentul. În inima voastră aveți soarele, o bucurie foarte mare care vine din familie sau de la o persoană foarte dragă vouă aflați de o reușită a cuiva. Sunteți invitați la o petrecere. Dacă sunteți femeie, văd că străluciți de-a dreptul. Și aveți un șarm aparte voi în această săptămână. Și poate ar fi bine să vă folosiți de el. Apoi aveți asul de bâte. Acum, dacă ceva n-a mers într-un proiect într-o relație cu un copil într-o relație de iubire, ei acum puteți să mai revizuiți puțin lucrurile, să le mai reanalizați și de ce nu să vă dați seama. Care era soluția de fapt și de drept astfel de bâte vine cu mult curaj pentru voi vine cu un nou început, o activitate nouă pe care o faceți o poftă de viață fantastică pe care o aveți, parcă se aprinde așa un foc în inima voastră și vă simțiți invincibili. Din noapte se face zi. Dar prin sufletul vostru. Apoi, sau printr-o persoană apropiată vă. În exterior aveți asul de monede care vine cu un nou început, mult mai stabil, cu o șansă pe care cineva o oferă. O nouă persoană care poate apărea, dar aici poate să fie vorba de o femeie. Un nou loc în care mergeți. Treiul de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Vă spuneam că aici auziți ori de o petrecere în familie, în zona prietenilor, se produce o ieșire undeva anume. Cineva are parte de o bucurie. Iarăși. În alte cazuri, dacă e vorba de o relație nouă care apare la orizont, dragi vărsători, încercați să fiți puțin atenți, pentru că aveți ocazia să vă băgați într-o relație de trio fără să vreți o sau mă rog, cu sau fără voia voastră, nu știu. Poate chiar la locul de muncă e bine să fiți puțin atenți, apoi aveți luna ce simte ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Ori ceilalți văd lucrurile puțin distorsionat, ori această persoană își face niște așteptări de la voi care nu prea sunt reale. Puteți avea legătură iarăși cu o persoană foarte intuitivă, o persoană care este mai ascunsă, o persoană misterioasă. Foarte interesant, da soarele și luna. Chiar un moment special pentru vărsători, să știți. Aveți ocazia acum să clarificați anumite elemente. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. Ave aveți acces și la citirile pentru luna mai, o să aveți acces și la citirile pentru iunie, aveți acces și la toate citirile din urmă, dacă sunteți voi interesați și aveți acces și la citirile pentru această primăvară astronomică, adică pentru perioada sfârșitului martie, sfârșitului iunie și de asemenea acces la citirile pentru anul 2022, pentru toate zodiile, repet. Așa că, dragi vărsători, și la citirile care vor mai apărea de acum încolo, dacă doriți, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului, am lăsat un link în descriere și în primul comentariu dar mai simplu este să apăsați butonul alătură -te și acolo vă rog să citiți că vi se dau toate detaliile, toate uh, facilitățile de care dispuneți și, așa, și așa mai departe. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o săptămână pe sufletul vostru, o săptămână cu noi începuturi extrem de frumoase, o săptămână în care... Cine știe, poate se poate reaprinde și o flacără într-o relație, dar într-un mod diferit, într-un mod ciudat.